Președintele Consiliului Județean Mehedin, Aladin Georgescu, alături de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehai și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, au sfințit ieri Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din satul Pădina Mare. Cei doi ierarhi au sfințit și clopotul bisericii și i-au oficiat Sfânta Liturghie. Un eveniment religios de mare însemnătate a avut loc în cursul zilei de ieri în comuna Pădina Mare, alături de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehai și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, totodată fiind prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Cei doi ierarhi au sfințit și clopotul bisericii și i-au oficiat Sfânta Liturghie. De asemenea, comunitatea din Pădina Mare a participat duminică la această slujbă de resfințire a bisericii parohiale. Ceremonia săvârșită de doi ierarhi, Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim, Episcopul Severinului și Strehai și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Românilor Ortodoxi din Ungaria, înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi, a marcat un moment de mare importanță. Sănătatea și unitatea pe care o aduce Lăcașul Sfânt din fiecare comunitate sunt temelii pe care ne clădim viitorul, iar oamenii au nevoie de unitate și încredere. Îi mulțumesc Preasfințitului Nicodim pentru invitația de a participa la acest eveniment. Fiecare ocazie cu care slujește ne împărtășește motivația de a fi mai buni, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost mereu aproape de comunitățile locale, atât prin numeroase proiecte de modernizare a zonelor, cât și la zile de sărbătoare, acesta fiind în mijlocul oamenilor ori de câte ori a fost nevoie.